Salut, eu sunt Dorin și în acest clip îți voi prezenta sistemul de versionare Git. Acest clip este destinat începătorilor, deci dacă ai mai lucrat pe un proiect folosind acest tool, ar fi bine să dai skip acestui clip. De asemenea, nu voi acoperi anumite comenzi mai avansate precum rebase, reset, cherry pick sau revert, deci numai comenzile de bază. Și de asemenea voi folosi linia de comandă în comparație cu clientul GUI, asta pentru a înțelege mai bine comenzile. Așa că hai la calculator și să începem. Ok, hai să instalăm acum Git-ul pe Windows, deschidem un browser frumos. Mergem pe git scm. Ok. Mergem la secțiunea de downloads. Aici avem putem descărca tool-ul de Git atât pentru Mac. Da, puteți să-l folosiți și Homebrew. Apoi pentru Linux va fi apt-ul. Vom face o instalare și pentru Linux și pentru Windows. Avem nevoie acum de kit-ul de instalare. Închidem frumos fereastra. Setările default puteți să le lăsați așa cum sunt ele, nu trebuie să modificați mare lucru. Mergeți prin installer pas cu pas. Bun, odată instalat, deschidem CMD-ul și scriem git version. Dacă ne răspunde, înseamnă că git-ul a fost instalat cu succes. De asemenea, dacă nu vreți să folosiți linia de comandă, puteți folosi Git Bash-ul, care este un emulator mai ok, să zic așa, decât Command Prompt-ul din Windows. Bun, acum hai să instalăm și pe Linux. Bun. Instalarea pe Linux, mai exact Ubuntu, este și mai simplă decât pe Windows. Deschidem un terminal. Aici scriem sudo apt install git. Trecem parola. Așa, și acum exact aceeași comandă ca și pe Windows. Git minus version. Dacă ne răspunde, înseamnă că git a fost instalat cu succes. Și acum putem trece la următoarea secțiune. Bun, următorul pas după instalare este setarea datelor personale. Acest lucru se face prin git config. O să avem trei flaguri, fie global, sistem sau local. Global, asta înseamnă că aceste setări vor fi pentru userul curent. Sistem va însemna că aceste setări va fi pentru toți userii din acest sistem, iar local este per proiect, per repository. Bun. Noi îl vom seta per user și setăm username-ul. Și user email-ul. Și acum putem trece la inițializarea proiectului. Pentru inițializare, voi face un nou director. Documents. Project. Presupunem că voi nu lucrați la un proiect existent. El dacă există, acest pas nu va fi nevoie să-l executați. Iar în project, folosim git init. Dacă afișăm toate fișierele din acest folder, putem observa că în urma inițializării s-a creat un folder git
El practic salvează aici toate informațiile legate de proiect. Următoarea comandă despre care vom vorbi este GetStatus, iar GetStatus este o comandă care oferă o vedere de ansamblu a fișierelor modificate, a celor noi și a celor șterse. Am să intru în folder și de asemenea am să măresc puțin fontul. Dacă scriem GetStatus, după cum se vede, nu avem niciun fișier. Hai să creăm câteva fișiere. Ok. Dacă executăm din nou GetStatus sub Untracked Files, practic Git-ul le identifică și aceste fișiere fiind noi, apar în zona asta. Dacă noi dorim să facem un commit, să creăm un punct în istoria proiectului, inițial trebuie să le adăugăm în așa zisul staging area, folosind comanda git add. Putem să adăugăm fiecare fișier în parte, da? Sau putem executa comenzile pentru fiecare fișier. Da? În cazul de față avem două fișiere care urmează să facem cu care urmează să facem commit și un al treilea fișier, fișier numărul 3, care e încă untracked. Deci noi dacă vom crea un commit la momentul de față, acel commit va conține doar primele două fișiere. Bineînțeles, pentru a crea commit-ul noi trebuie să le adăugăm să folosim această comandă de add. Este o zonă denumită și staging area. Și nu putem efectiv să luăm din untracked files și să facem commit-ul fără ca acel fișier să nu treacă prin staging area. Bineînțeles, există comenzi pentru a face acel commit cu anumite flag-uri și ne permite acest lucru, dar încerc să fiu cât mai explicit. Bun, în cazul de față avem cele două fișiere. Haideți să creăm un commit, adică un punct în istorie. În istoria proiectului, folosim git commit minus m, m de la message, flagul m, și aici practic adăugăm titlul commit-ului, poate să fie numărul tichetului, exemplu, nu știu, avem, lucrăm la un număr, la un tichet cu numărul 34 și creare de fișiere sau rezolvare bug 23, nu știu, găsiți voi un titlu. De asemenea, dacă dorim să specificăm și o descriere, folosim iarăși flagul M încă o dată, iar aici specificăm descrierea commit-ului. Bun. Acum, dacă scriem din nou git status, acele fișiere din staging area dispar, fiindcă noi am creat un punct în istorie cu acele fișiere și a rămas doar fișierul 3 din untracked. Pentru a vedea acel punct din istorie, ne folosim de comanda git log. Iar aici putem observa hash-ul commit-ului. Acest hash este unic per proiect. Deci git garantează acest lucru. Avem informații despre utilizator, cât și e-mail-ul, după aia titlul commit-ului, respectiv descrierea. Ok, acum să vorbim despre git diff. Deci avem tot acel fișier untracked și avem cele două fișiere, fișier 1 și fișier 2. Care am făcut commit-ul. Git diff. Simplu, nu ne afișează absolut nimica. Mai este și varianta git diff cached. La fel, nimic. De ce? Fiindcă nu avem niciun fel de modificare. În comparație cu git status, git diff ne afișează modificările la nivel de linie din fișier, da?
linii modificate din cadrul fișierului. Hai să adăugăm câteva linii, de exemplu în fișierul 1. Da, foarte simplu, scopul acestui clip este să înțelegeți voi cât mai bine. Acum, dacă folosim GetStatus, fișierul 1 apare ca și modified, nu mai apare sub categoria untrack. De ce? Fiindcă Git are deja un istoric cu acel fișier. Și dacă folosim git diff, putem observa liniile care au fost adăugate în cadrul fișierului. Hai să modificăm și fișierul 2. Da, punem și aici, hai să începem cu linia 20-21. Bun, git status din nou, avem ambele fișiere, git diff. Da, deci avem pentru fișierul 1 cele două linii de cod modificate și pentru fișierul 2 cele două linii de cod modificate. Bun, hai să adăugăm unul din ele în staging area, să vedem ce se întâmplă după aia dacă folosim git diff. Hai să adăugăm fișierul 1. Dacă folosim git status, avem fișierul 1 este în staging area. Asta înseamnă că putem face commit cu acel fișier. Fișier 2 se află de asemenea în istoricul git, dar nu este adăugat în staging area, dar în schimb a făcut modificări. Și fișierul 3 care e în untracked. Acum, dacă folosim git diff, putem observa că ne oferă modificările doar legate de fișierul 2. Cu toate că noi nu am făcut commit cu fișierul 1, ne afișează doar modificările din cadrul fișierului 2. Pentru a putea vedea modificările atunci când fișierul este în staging area, folosim git diff minus minus cached sau git diff minus minus stage. Același lucru. Dacă în schimb, cum adăugăm alte modificări, cu toate că acel fișier este în staging area, dar mai adăugăm niște modificări, fișierul 1, de exemplu, linia 3, și facem acum git status, putem observa că avem fișierul 1 atât în zona de stage, cât și în zona de changes not stage for commit. Adică, tot în cadrul fișierului 1 avem modificări pe care dacă vom iniția un commit, acea linie de cod adăugată nu va fi introdusă în acel commit. Deci, dacă folosim git diff, pur și simplu pe fișierul 1, este fișierul pe care noi tocmai l-am modificat, putem observa că avem adăugat doar linia 3, cu toate că noi am adăugat și linia 1 și linia 2 și nu am făcut absolut niciun commit. În schimb, acele două linii, primele două linii, sunt deja în zona de staged for commit, adică în următoarea zonă pentru commit. Dacă adăugăm fișierul 1 în această zonă, folosim git status, deci acum fișierul 1 a dispărut din zona changes not stage for commit și este numai în changes to be committed. Dacă folosim git diff cached, putem observa cele trei linii. Bun, să facem și commit-ul. Da, deci fișierul 1 modificat. Putem observa acea modificare și în istoricul proiectului nostru. Aici se poate observa primul nostru commit, iar acesta este al doilea commit. Ok, dar să presupunem că noi nu am fi dorit să facem acel commit cu fișierul 1. Ce facem noi
cum putem proceda astfel încât să adăugăm, să scoatem acel fișier 1 și să fie introdus fișier 2. După cum puteți observa, Git, în urma folosirii Git Status, îți oferă practic și niște hinturi, să zic așa, cu privire la anumite comenzi, și anume git reset head. Asta ar fi fost comanda pe care noi am fi folosit-o ca să scoatem acest fișier din staging area și să o punem înapoi la changes not staged for commit. Dacă, spre exemplu, noi am fi dorit ca în fișierul 2 să ignorăm orice modificare adusă, am fi folosit git checkout, acel fișier. Da? Haideți să facem câteva exemple. Git status din nou. Da? Deci avem fișierul 2 modificat. Hai să vedem și ce modificare avem. E linia 20 și linia 21. Dacă, spre exemplu, adăugăm acel fișier în staging area, da, acel fișier este adăugat în changes to be committed. Dacă noi dorim să-l scoatem și, spre exemplu, să-l adăugăm fișierul 3 în această zonă, folosim efectiv comanda de mai sus, și anume git reset head și fișier 2. Acum, dacă folosim git status, putem observa că fișierul 2 a ajuns înapoi în această zonă. De asemenea, vrem să nu salvăm acele două modificări aduse fișierului. De fapt, acea modificare. Folosim git checkout. Git checkout fișierul 2. Git status. Acum avem doar fișierul 3 în categoria de untrack files și nu mai avem fișierul 2, deoarece practic nu avem niciun fel de modificare față de commit-ul în care noi am adăugat acele fișiere. Următoarea comandă despre care aș dori să vorbim este git branch, ramură, tradus în română. Practic, dezvoltarea unei aplicații sau al unui soft folosind git se întâmplă folosind branch-uri. Nu știu dacă ați observat, când foloseam comanda git status, prima linie întoarsă ne specifica pe ce branch suntem la momentul de față. On branch master. Acest branch master este creat atunci când inițializăm un proiect, un repozitoriu, da? Este un branch default, să zic așa. De obicei, unele echipe de dezvoltare folosesc branch-ul master ca și branch de producție. Deci, în acel codul de pe acel branch este în urmă verificat, testat și este gata de producție. Noi acum, la momentul de față, dacă folosim git branch, deci putem folosi ca să aflăm pe ce branch suntem, fie git status, fie git branch. Și de asemenea, git branch ne afișează toate branch-urile locale. Pentru a crea un nou branch, folosim git branch. De exemplu, avem un ticket și trebuie să creăm un alt branch. Am să-l denumesc ticket 1. Git branch din nou. Da, vedem cum apare în listă. Noi suntem încă pe master, nu suntem pe ticket 1, pe branch ticket 1. Pentru a ne transfera pe acel branch, folosim git checkout ticket 1. Da, acum suntem pe ticket 1. Când creăm un nou branch, în cazul de față am creat un nou branch în timp ce eram pe master, istoria acelui branch este copiată la branch-ul nou. În cazul de față, dacă execut git log, practic avem istoria de pe master. Pentru a șterge un branch local, ne folosim de comanda git branch minus d și numele branch-ului. În cazul de față, noi nu putem șterge ticket 1, fiindcă suntem deja pe acel branch. Poți șterge un branch atâta timp cât nu ești pe el. Dacă ne ducem înapoi pe master și încercăm să ștergem branch-ul local ticket 1,
Acum putem să-l facem fără nicio problemă. De asemenea, aici sus, la ultimul nostru commit, putem observa head-ul pointează către ticket 1, cât și pe master. Noi, dacă am fi creat un al treilea branch, ar fi fost în această listă. Head-ul mereu va reprezenta ultimul commit făcut pe acel branch. În cazul de față, atât ticket 1, cât și master au același hash, același istoric. Următoarea comandă despre care aș dori să vorbim este git merge. Această comandă practic ne permite să mergeuim, să îmbinăm unul sau mai multe branch-uri într-un alt branch. Hai să vedem acum ce branch suntem pe master și să vedem istoric. Da, deci avem cele două commit-uri. Hai să mergem pe un alt branch. Ticket. Apropo, de această comandă nu am specificat. Folosind această comandă, creăm branch-ul ticket, dar facem și checkout pe acel branch. Aici putem observa că avem același istoric și suntem pe branch-ul ticket. Hai să modificăm unul din fișiere. Fișierul 1. Linia 4. Acum, dacă folosim git status, putem observa că avem fișierul 1 modificat. Facem un commit. Îl adăugăm. Dacă folosim punct, adăugăm, în cazul de față, adăugăm atât fișierul 1 cât fișierul 3. Da? Deci, atenție! Atunci când vrem să adăugăm doar fișierele pe care le-am modificat sau toate fișierele. În cazul de față, eu am să readuc fișierul 3 la stadiul de untracked. Perfect. Bun, hai să facem și un commit. De asemenea, dacă el este simplu modified, da, putem folosi în loc de git add fișierul, după care git commit, putem folosi git commit minus i, minus a e flagul de adăugare în staging area și M e commit-ul. Bun. Acum, dacă privim istoricul de pe branch-ul ticket, putem observa că avem un nou commit, cel pe care l-am adăugat acum, hash-ul ăsta, respectiv cele două commituri de pe master. Putem observa că head-ul și-a schimbat poziția de la hash-ul acesta la hash-ul acesta, iar master-ul a rămas la același hash. De ce? Fiindcă noi am creat un nou commit pe acest branch, dar nu am creat niciun commit pe branch-ul master. Haideți să mergem pe branch-ul master. Și aici să folosim comanda git merge. Mai dau încă o dată git log. Da, deci avem cele două hash-uri de pe master și folosim git merge cu ticket. Ce am făcut? Am adus toate modificările de pe branch-ul ticket în master. Acum, dacă folosim comanda git log, putem observa că avem noul hash. Iar acum, faptul că am adus modificările de pe acel branch, să presupunem că nu mai avem nevoie de el,
putem efectiv să-l ștergem. Și nu mai există nici în istorie, nici în lista de branch-uri. Să vorbim puțin și despre git stash. Această comandă salvează practic toate modificările, mai puțin cele din untracked, din categoria untracked. Motivul pentru care avem nevoie de această comandă este, spre exemplu, dezvoltăm un feature și după un anumit timp apare un bug la care noi suntem solicitați să rezolvăm. Bineînțeles, nu îl vom rezolva pe același branch, va trebui să creăm un alt branch. Dar noi însă nu dorim să creăm un commit cu modificările pe care noi le avem pe acest branch curent. Atunci noi ne vom folosi de acest stash, vom salva modificările de pe acest feature branch în stash, după care vom putea merge pe noul branch de bug, rezolvăm bug-ul acolo, după care ne întoarcem și scoatem modificările, fișierele din stash. Să vă dau și un exemplu să vedeți despre ce vorbesc. Suntem pe master și hai să creăm un hai să facem o modificare. Dacă dau un git status, avem doar fișierul 3 care e în untracked. Modificăm fișierul 1. Specificăm, spre exemplu, ștergem linia 2 și adăugăm linia 5. Git status ne arată fișierul 1 cu modificările aferente, să zic așa. Git diff. Deci am șters linia 2 și am adăugat linia 5 din fișierul 1. Ok. Acum, spre exemplu, presupunem că sunt mai multe modificări decât două linii, da? Deci creăm un alt branch bug, da? Și acum, dacă ne mutăm pe acel branch bug, putem observa că acele modificări, da? Deci dacă folosesc git branch, sunt pe branch-ul bug, putem observa că acele modificări au fost aduse în acest branch. Ei bine, pentru a rezolva acest lucru, ne întoarcem înapoi pe master și ne folosim de comanda git stash. Comanda aceasta, folosim comanda git stash list pentru a afișa datele din stash. Această comandă poate fi folosită așa simplu, git stash. În schimb, îți oferă o descriere și un titlu legat de ultimul commit, ceea ce nu e foarte relevant, mai ales atunci când ai mai multe înregistrări în stash. Și atunci ideal e să folosești git stash save și să-i oferi un nume, dezvoltare, feature 1, nu știu, ceva de genul. Dacă folosim git status, putem observa că modificările din fișierul 1, inclusiv fișierul 1, au dispărut. Acum putem să mergem pe branch-ul bug, rezolvăm bug-urile sau bug-ul respectiv aici, după care atunci când ne întoarcem master, putem să scoatem datele din stash. Putem observa datele din stash folosind git stash list pentru afișarea informațiilor din acel stash cu privire la linii de cod. Putem folosi de git stash show minus p și de asemenea faptul că avem un singur stash
nu mi-a cerut Git nu mi-a cerut să specific numărul stash-ului. Stash 0. Da, deci e aceeași treabă. Asta fiindcă nu am avut mai multe înregistrări în stash. Pentru a readuce modificările salvate în cadrul branch-ului, noi să ne putem continua munca, putem folosi două comenzi, și anume git stash apply, apply de stash-ul 0, și putem observa că aceste modificări au fost aduse înapoi, dar în schimb, dacă folosim git stash list, acea înregistrare încă mai este acolo, păstrată. Astfel, dacă dorești să aduci modificările înapoi în branch-ul curent, dar să ștergi și înregistrarea din stash, atunci, stați puțin să șterg fișierul. Ok, atunci mă pot folosi de comanda git stash pop și stash-ul. Dacă nu specificăm numele stash-ului, atunci, adică doar atât, atunci ultima înregistrare salvată va fi aplicată. Dar poate noi nu dorim ultima înregistrare, poate noi o dorim pe a treia, pe a patra, etc. În cazul de față, bun. Și în cazul de față, noi iarăși am aplicat acele modificări, le-am readus înapoi în branch-ul curent și, după cum se poate vedea, am șters și înregistrarea curentă. De asemenea, pentru a șterge, dacă am folosit apply, dacă dorim să folosim comenzile una după alta, după ce folosim apply-ul, putem folosi git stash drop și după care stash-ul respectiv. În cazul de față, degeaba folosim această comandă, fiindcă acel stash deja a fost, acea înregistrare deja a fost ștersă. Haideți că încet încet ne apropiem și de final. Următoarea comandă despre care voi vorbi este git remote. Cu ajutorul acestei comenzi ne putem seta un repository remote. Acesta poate fi fie pe GitHub, în acest clip voi folosi GitHub, fie pe Bitbucket sau o instanță de GitLab, este alegerea voastră unde doriți să stocați repozitoriul. Înainte de a crea repozitoriul, ar fi bine să creăm cheile SSH, o cheie privată cât și o cheie publică. Aceste chei ne vor ajuta să transferăm într-un mod mai sigur datele între repozitoriu și client. Client, adică între noi și server. Să nu înțelegeți altceva. Bun. Pentru a genera cheile SSH, sincer, nici eu nu știu comanda. Așa că o voi lua de pe internet. Ok. Iar aici schimbăm doar e-mail-ul. Perfect. Specificăm calea, voi lăsa pe cea default, un passphrase, dacă vrem să setăm, voi lăsa default, adică nu voi scrie absolut nimic. Ok, cele două chei ar trebui să se găsească în folderul userului, după care folderul ascuns SSH. Avem cheia privată, care este asta, și cheia publică. Să afișăm
cheia publică. Această cheie va fi ștearsă după ce termin acest clip. Mergem pe GitHub. Am creat deja un cont. Mergem la setări. SSH. New SSH key. Dăm un nume key. Ok, odată introdusă cheia, trebuie să creăm un repository, fie prin Start Project sau Create Repository. My Project. O descriere. Este opțional. Repo poate să fie public sau privat. Dacă alegeți varianta privată, va trebui să achitați o sumă, bănuiesc lunar sau anual, nu știu exact planul pe care l-au cei de la GitHub. Se poate inițializa cu un readme. Acest readme va trebui să fie într-un limbaj de markup, cum e HTML-ul. El de fapt este Markdown. Se poate adăuga și un fișier gitignore. Practic în acel fișier specificăm căile unor alte fișiere sau foldere pe care dorim să le ignorăm. Create a repository. Ok. Acum luăm link-ul acesta. Și ne întoarcem la proiect și executăm git remote add, dăm un nume descriptiv, de obicei este origin, dar puteți să alegeți voi orice nume doriți, numai să nu uitați, și acea cale. Ok, calea a fost adăugată și acum putem, spre exemplu, să... Ok, avem cele trei commituri, să urcăm proiectul nostru sus pe GitHub folosind comanda git push. Yes. Ok. Dacă dăm refresh, ar trebui să vedem cele două fișiere, numărul de commituri sunt aici. De obicei, înainte să faceți push pe un anumit branch, este ok să faceți pull, în special dacă sunt mai mulți developeri care lucrează pe același branch. Pentru a putea descrie mai bine acest fapt, voi folosi de o altă comandă, git clone, și voi simula astfel doi developeri care lucrează pe același branch. Voi crea un nou terminal. O nouă instanță mai degrabă. Și voi clona repozitoriul aici. În stânga, dacă aveți status, am fișierul 1 care este modificat. Dacă vreau să văd ce modificări am pe linia 2 și linia 5 adăugată. Deci developerul 1, developerul 2. Spre exemplu, developerul 2 este la zi. Dacă fac git pull origin master, eu fiind deja pe master, o să fie clar că sunt pe master, deci mă iau de pe alt branch și pun pe alt branch, o să vreau să modific fișierul 1, același fișier, și aici o să vreau să adaug linia 5 și linia 6.
Perfect. Acum dacă mergem pe repository, ne uităm la fișier 1. Avem commit-ul făcut, da? Dar, spre exemplu, developerul 1 de aici, dacă, spre exemplu, el face commit și dev 1 a modificat fișier 1 și face push, o să vedeți că vom întâmpina conflicte. Da? Deci nu se poate. De aia spun, înainte de fiecare push, e bine să ne asigurăm că suntem la zi cu repozitoriul remote. Altfel, o să întâmpinăm conflicte. Bineînțeles, nu o să explic cum putem rezolva conflictele, dar ca și idee de bază, dacă respectați acest sfat, și anume înainte de push să faceți un pull, ar trebui să fiți ok. Haideți că am ajuns și la final. Vreau să vă mai zic două, trei chestii. Și anume, Git vine în ajutorul vostru. Practic, dacă ați uitat anumite comenzi și modul lor de utilizare, puteți să vă folosiți de rubrica Help, și anume aproape orice comandă vine cu rubrica Help. Git remote, da, git add. Deci aproape orice comandă vine cu o rubrică de help. De asemenea, vă sfătuiesc să continuați căutările și să aprofundați acest tool, fiindcă este unul foarte puternic, mai ales din linia de comandă. Vă sfătuiesc să nu folosiți clientul GUI, ci mai degrabă linia de comandă, fiindcă este mult mai puternic. GUI are anumite limitări. Documentația, aveți și aici câteva clipuri, chiar mai multe, la See All Videos. Și aveți și undeva niște cheat sheet-uri, da? Deci puteți descărca un PDF. Așadar, sper că v-a fost util acest clip. Pa, pa!